Eu ce pot să le zic copiilor mei dacă peste 10 ani mă întreabă: alo, tata, tu ce ai făcut? Cum, tata, ce am făcut? Am făcut mișto. Am făcut meme pe Facebook. Ești foarte activ în plan civic, la fel ca maestru Victor Rebenciuc, printre puținii din generația lui. Da, să spunem, da, printre treaba, treaba asta. Ai făcut un clip care s-a viralizat foarte puternic, unde ți asumi un mesaj foarte dur, foarte direct. Cum ți-ai asumat mesajul ăsta? Păi, eu nu sunt foarte activ pe rețelele astea sociale și din cauza acestei inactivități a mele am tot avut senzația că amân să fac ceva ce îmi doream să fac, de fapt, și pe care alții oameni din jurul meu o făceau. Și am avut așa un fel de, nu știu cum să-i spun, am realizat faptul că poate tăcerea se poate interpreta și ca un fel de acord. Și lucrul ăsta cred că are o... se poate extinde raționamentul ăsta la mai multe persoane, în mai multe situații. Adică dacă toată lumea își dă cu părerea tot timpul pe Facebook sau nu știu ce, s-ar putea ca neatingând subiectul ăsta să nu însemne neapărat: dom'le, eu nu mă bag în părerea mea, o știi, nu... dar eu nu mă bag, nu mă interesează, nu... Ce reacție a avut după un asemenea clip? Foarte multe. A fost și foarte distribuit, extraordinar de distribuit. E meritul și celor care l-au realizat. A fost o... inclusiv chestia asta a fost discutată, și pentru că el a fost făcut de niște oameni care cu asta se ocupă, filmează, regizează, montează, editează, fac colorizare, inclusiv oamenii care au participat la filmare, oamenii de la Lumine. A fost foarte mișto chestia asta, au venit, evident toată lumea pe gratis, dar au venit oameni care doreau să... Să poată face ceva pentru ca mesajul ăsta să ajungă la cât mai multă lume. Subliniez în clip un lucru pe care îl spusese cineva anterior, tot aici în studio, că umorul ăsta bun, de calitate, care se spune că ne-a salvat în atâtea rânduri, are și rolul cumva de a-l desumfla pe români. El nu mai păstrează tensiunea asta în el, de aici în piață și a protestat: băi, am făcut un meme, am dat un like pe Facebook, am râs, s-a descărcat cumva. Da, e reală. Asta o confirm și ca actor, dacă vrei, dar e un mod de compresie, pentru că ești angoasat și mai ales la oamenii mai, nu știu, inteligenți, care au un mediu de lucru mai inteligent, mai... umorul de tipul ăsta decompresează. Tipul ăsta de umor te face cumva să îți ia de pe umeri din povară. Zici: băi, am manifestat în sensul ăsta, am și făcut și eu mișto. Cum făceam până la urmă mișto de Ceaușescu, da? Și de regimul comunist. Pentru că românul făcea mișto și asta a fost o chestie care evident a asigurat un tip de rezistență și de supraviețuire la rahatul ăla îngrozitor în care trăiam. Dar noi acum nu suntem în situația asta. Noi nu suntem pe vremea lui Ceaușescu. Nu ai de ce să-ți fie frică să discuți și să acționezi. E o ruptură mare între generații la actori. De unde crezi că vine, nu știu, să zic, liniștea, calmul sau chiar obediența, nu m-aș vrea să zic, a unei acestei generații? Faptul că au fost totdeauna, mă gândesc, legați de banul public? Dependenți de banul public. Dependent de banul public e toată cultura. Am două observații. Prima este o anumită cutumă, o lege nescrisă, o învățătură bună pe care o iei când faci meseria asta, în care artistul, actorul mai ales, atât de vizibil, atât de expus, atât de dezbrăcat în fața spectatorului, trebuie să se ocupe de arta lui, care este aceea de a oferi oamenilor în momente de restriște, în momente de veselie, la nunți, la botezuri, la așa, un zâmbet sau un fior de emoție, sau și că făcând angajat un pas în politic într-un sens sau altul, arătând cu degetul, acuzând, îți scindezi publicul.
Ei nu trebuie, publicul nu trebuie să vadă acolo un partizan al cutarei sau cutării chestii, ci trebuie să vadă un artist, nu se știe ce înseamnă asta exact, dar asta trebuie să vadă publicul, așa, și că e bine să rămâi în ograda ta artistică, a frumosului, a poeziilor, a ceea ce nu mai stau să discut ce înseamnă, pentru că eu aiureală, adică chiar, sigur, și eu pot să povestesc cuiva foarte convingător punctul de vedere, dar eu aiureală, pentru că au existat întotdeauna, adică și la un moment dat se trage linia între cetățeanul Popescu, dar și actorul Popescu. Dacă ăla, stai dumne puțin, mă simt eu, când mă duc acasă, mă simt agresat de chestiile astea. De ce nu pot să le exprim? Doi la mână, de fapt, nu doi la mână, că nu e în aceeași direcție argumentul, e o problemă legată de notorietatea artiștilor. Pentru că părerea mea personală nu este că părerea, că opinia politică a unui artist, fie el și Victor Rebenciuc, e mai importantă sau atârnă în balanță greu, mai greu decât opinia unui medic sau a unui, habar n-am, electrician sau a unui inginer de poduri. Adică oamenii ies la fel de, au greutatea opiniilor lor, e atârnă la fel de greu în balanță, mi se pare mie. Există, domnule, un canal prin care oameni care au facultăți, au lucrat toată viața, mulți au lucrat cinstit. Aici e o mare problemă. Noi avem niște pensionari care au muncit, într-adevăr, toată viața lor. Eu nu am nimic împotriva acestor oameni. Eu îi respect și e o categorie socială și care sigur că poate și tu și tu, dacă ai simțit că ți ajunge cuțitul la os, dacă ai simțit că n-ai bani de medicamente, dacă ai simțit că n-ai siguranța că vei muri într-un mod civilizat, te bucuri la milionul în plus la pensie. Întrebarea pe care trebuie să ne o punem este cum faci să n-ajungi ca o masă mare de oameni sărăciți. Ăsta e cuvântul. Cu acces din ce în ce mai restrâns la, nu la teatru, la apă caldă. Să nu ajungă în situația că atunci când le fluturi 50 de lei, pentru că unde e suma cea mai mică? La început o să fie 2-3 milioane, pe urmă 1 milion și pe urmă iarăși 50 de lei și el vine după tine, pentru că lui e foame. Aici e șmecheria. Dacă te vătează de foame, e nasoală chestia pentru toată lumea. Și asta mi se pare mie problema. Și cred că există o legătură. Da, clipurile alea sunt penibile când, vai, uite, votanții lor, votanții noștri, uite, bă, ce mișto ai noștri, cum au freza ca la Paris și au pantaloni de-aia înguști pe picior și merg în Portugalia în vacanță. Și ia uite, băi, fără dinți în gură, fără haoleu, băi, oamenii ies cu naționalii noștri. Problema e cum să faci să meargă cât mai multă lume în Portugalia în vacanță. Eu n-am un motiv, nu-mi dă nimeni nimic mai mult în chestia asta. Eu nu vreau să fac politică. Nu mă regimentez în niciun partid și, uite, există dovada interviului ăsta. Dar problema mare este că oamenii sunt păcăliți, de fapt. E o păcăleală aici. E o păcăleală. E o șmecherie. Și ce sfătuiesc eu pe oameni? Să voteze cu cine vor să voteze, dar să se uite 10 minute pe niște, să citească 10 minute pe internet pe, și să nu mai spună că nu interesează, că dacă nu interesează, nu are niciun rost discuția, dacă nu te interesează, nu are niciun rost să te plângi. Și să mai fac comparații de-astea cu afară, dați-mă că nici pe aia nu interesează, sau am văzut inclusiv statistici de-astea, las că și acolo e un absenteism la voce și ce. Dar dom'le, într-o țară care merge. Hai să ne imaginăm pentru un moment, să facem exercițiul ăsta, că suntem cu casa dărâmată sau cu, nu știu, niște comparații de-astea nu rurale. Nu pleci în vacanță. Cu curtea ne... cu grădina nelucrată. Degeaba tragi cu ochiul la vecinul sau tot o invidiezi pe vecina care își dă banii pe nu știu ce sau și-a luat mașină mică. Tu ai alte probleme. Pur și simplu, adică poate că lucrurile astea par așa foarte caragioase, cum le spun eu. Sau... cred că avem alte probleme, deci cu rufele în curte. Dacă punem la punct
toată chestia și realizez că las că și afară se fură. Da, bun, se fură și afară. Dar haideți să luăm low cost-ul ăla și să mergem până în o țară de asta din Europa, nu în Elveția. Eu am copii acum și sunt cumva obligat să gândesc altfel. Mă tem că o să plătim nota pentru chestia asta.